Noi atacurile hackerilor în România a fost blocat site-ul Partidului Social Democrat și pe parcursul nopții chiar și cel al Directoratului de Securitate Cibernetică. Atacurile au fost revendicate de gruparea prorusă Killnet, care a acționat și împotriva altor țări care s-au poziționat de partea Ucrainei și o sprijină de la începutul invaziei ruse. Nu s-au raportat pagube până acum, iar site-urile au fost repuse în funcțiune relativ repede, spun specialiștii. Killnet a primit o replică de la grupul de hacker Anonymous România, care a anunțat pe Facebook că a atacat un website oficial al Federației Ruse. Aparent este un grup de hacktivism, adică hacktivismul sunt activități de hacking cu orientare politică sau, mă rog, de orice fel propagandistică sau cum vreți să spuneți, aparent vorbitori de limbă rusă, care au foarte multe activități la adresa țărilor din Uniunea Europeană sau a membrilor NATO. Atacul a fost un atac de tip denial of service, care are ca efect blocarea serviciilor anumitor site-uri prin supraaglomerarea acestora. La nivelul României avem o cooperare strânsă atât între instituțiile cu competențe în domeniul securității cibernetice de la noi din țară, cât și cu cele la nivel european, drept pentru care putem spune că putem anticipa într-o măsură mai mică sau mai mare astfel de activități și în orice caz le putem diminua impactul și elimina riscurile care pot conduce la asemenea comportamente.